Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice. Suntem la aproximativ o lună după plantarea peciului de pau-pau. Am început să trag și irigarea prin picurare. Numai că o să trebuiască să întind aceste furtune și să le pun niște țăruși de prindere. Între peciul de pau-pau am pus temporar, să zic așa, două rânduri de smeuri. Sunt zmeuri galben și zmeuri negru. Cel negru sunt două soiuri, Black Jewel și Black Queen, parcă. Cel galben nu știu exact cum se numește. Yellow Queen, yellow ceva. În fine, aici o să vin cu folia de mulcire pentru a acoperi iarba și a da umiditate plantelor. Și la aproximativ o lună după plantarea acestor super pau-pau avem deja intrarea în vegetație. Pau-pau intră mai greu în vegetație, în mod normal ar trebui undeva la sfârșitul lunii aprilie, începutul lunii mai. Dar la noi deja frunzele sunt aproape dezvoltate, a intrat destul de bine. Și aici avem superba floarea de pau-pau, Asimina triloba. Polenizarea nu o va face albinuțele, va fi făcută de muște și alte insecte. Pentru că floarea emană un miros destul de ciudat pentru albine și planta în sine este un pesticid natural, din această cauză albinele nu prea o va căuta. Însă, fără nicio problemă, mai avem aici tot o floare, un bat care va produce o floricică, se pare. Deci la aproximativ o lună deja avem superba floricică deschisă chiar. Bineînțeles că nu știm dacă o va ține, dar fiind la ghiveci, rădăcinile au destulă putere și vom vedea ce se întâmplă pe parcursul verii. Acest meur i-am pus mai mult pentru umbrire, pau-paul are nevoie de semi-umbră în primii ani și se va dezvolta și la semi-umbră pe parcursul vieții, însă are nevoie de soare după circa 4-5 ani de full soare. O să vin și cu picurătoarele aici, la fiecare plântuță. Când o să termin cu sistemul de irigare, momentan este nor, vom avea ploaie din belșug. Aceștia sunt cei cumpărați anul trecut de la Nicu Silvestru, aveau deja câțiva anișori în ghiveci, 2 sau 3. Nu mai țin minte exact, plin de flori și acesta. Vă dați seama, o crenguță de asta mică în niciun caz nu cred că o să aibă putere să ducă toate fructele, însă rădăcina este puternică și o să le las pe toate. Vom vedea pe parcurs dacă avortează sau le poate duce. Dacă le poate duce, o să pun niște susțineri. Superb. Niște pomi minunați, niște fructe foarte bune și consistente. Și pomișorii pot ține loc și de pesticid natural. Puteți folosi chiar și frunzele pentru a face un pesticid bio. O să vă povestesc vara aceasta cum voi face eu din aceste frunze, care conțin o substanță naturală repelentă împotriva insectelor.
În teorie, pau-pau nu are niciun dăunător la noi în țară. Deci ar trebui să nu am nicio problemă cu afidele sau eu știu ce alte minuni. Acesta este unul din semințe pus de noi în ghiveci. Încă nu a intrat în vegetație. Dar nu este mort, are mugurașii încă viabil. Unii au intrat mai repede în vegetație, alții un pic mai greuți. Bine, prieteni, să ne reauzim sănătoși până data viitoare. Vă doresc toate cele bune!